Mă alătur de doamna psiholog Ariana Iagăr. Vorbeam cu dumneavoastră înainte de curs că ați încercat diferite modalități de a dezvolta subconștientul uman și acest curs este ceea ce s-a pliat pe ce ați dorit dumneavoastră. Vi s-a potrivit ca o mânușă. De ce după atâtea forme de... ați învățat foarte mult, atâtea cursuri pe care le-ați făcut, considerați că acest curs este cursul care se adresează cel mai bine sufletului uman? Eram preocupată ca să găsesc o metodă eficientă de a ajuta oamenii și această metodă m-a ajutat exact asta să fac, să pătrund în sufletul omului și să echilibrez mintea. Considerați că acest echilibru, vorbeam și cu doamnele participante la curs, considerați că tot ceea ce se întâmplă rău în viața omului este datorită acestui echilibru psihic care îl avem cu toții și pe care nu vrem să recunoaștem sau nu știm să recunoaștem? Este vorba despre acea parte a minții noastre care vede acea problemă ca și o problemă. Doar ceea ce noi spunem că este o problemă, este o problemă. În ce mod acest curs pe care îl faceți dumneavoastră împreună cu doamna Cristine Me, vedeți dumneavoastră că schimbă mentalitatea oamenilor? De ce ajunge mai ușor la sufletul oamenilor acest curs? Pentru că am văzut că ați avut sala plină, oamenii sunt încântați la finalul acestui curs. Pentru că, în primul rând, este o metodă foarte simplă. Foarte, foarte simplă. Și atunci când asiști un om și ești inimă lângă inima lui și îi pui întrebări simple și ușoare și îl faci să înțeleagă, rezolvi problema. Dar cum puteți să vă adresați unui număr atât de mare? Pentru că nu vă adresați unui singur individ. Iată că ați avut o sală plină, ați avut mai mulți oameni care v-au ascultat. Cum ați reușit să ajungeți ca psiholog la sufletul fiecăruia dintre acești oameni, acești indivizi? Dar s-au luat din sală persoane și până la urmă, când s-a pus pe tablă, am văzut că majoritatea dintre noi avem aceeași problemă. Și lucrăm pe o problemă, am lucrat de fapt toți. Și care este acea problemă care o întâlniți la majoritatea persoanelor? Abandon, frică, furie, depinde de fiecare în parte. Cum vi se par cursanții când vorbiți despre aceste probleme ale lor? Își recunosc problemele sau pentru început și le neagă? Sunt două categorii de oameni. Sunt oameni care vor să-și rezolve problemele și recunosc din prima și sunt oameni care mai stau și se gândesc, dar apoi le recunosc. Considerați această metodă de tratament mai utilă și mai aproape de sufletul pacientului sau acelui care are un dezechilibru decât alte metode psihologice pe care le-ați încercat și le-ați aplicat? Eu am venit la primul curs, am mers acasă, mi-am făcut exercițiu și apoi am început să lucrez. Și de atunci am lucrat cu 40 de persoane. Eu consider că dacă poți să ajuți un om într-o ședință să-și rezolve o problemă și să înțeleagă, să-i facă sens și să iasă din depresie sau din altă problemă, eu cred că este un mare, mare câștig. De aceea poate se numește și inima pentru inimă acest curs pe care îl promovați. Cred că este cea mai bună alegere. Vă mulțumesc foarte mult și vă dorim multă baftă în continuare. Vă mulțumesc.